sute de turiști se plâng în fiecare vară de condițiile pe care le găsesc în hotelurile de pe litoral. Acum însă a venit și rândul celor care îi cazează să scoată la iveală lucrurile rușinoase făcute de oaspeți. Unii se poartă ca la cort și gătesc ciorbe și felul 2. În final, camerele rămân pline de coș de semințe, au lenjeria distrusă și bateriile de la baie smulse. Unii hotelieri au început și la noi să-i oblige pe turiști să garanteze sejurul cu un card bancar. Așa arată balconul unei camere de hotel din stațiunea Mamaia la doar câteva minute după ce turiștii și-au încheiat vacanța. Un adevărat covor din coș de semințe pornește din cameră și ajunge până la terasă. Bateriile rupte, PC-uri înfundate, lenjeriile pătate și rupte și chiar erau distruse. Baia foarte, foarte murdară. Tot ceapă că aruncă prin toată camera, deci nu contează, pastă de dinți, balcoanele pline cu legume, cu fructe aruncate, deci e groaznic ce lasă în urmă. Am avut un turist care a venit și efectiv ne-a anunțat că nu are apă la baie. Am venit și am probat bazinul de WC. Am apăsat și am spus, văd că aveți apă, la care îmi zice, a, de aici se apăsa, efectiv n-am mai avut ce să-i mai spun. Deși se cazează în hoteluri all-inclusiv, unde mesele principale sunt asigurate și există în permanență un bufet pentru gustări, mulți se aprovizionează temeinic cu alimente pe care le depozitează în mini-frigiderele din cameră. Multe sunt produse perisabile, de care uită și le lasă acolo stricate. Ne-a mirosit a mâncare și nu știam de unde vine mirosul. Era într-o cameră în care doamna venise foarte dotată cu toate ustensilele din bucătărie și își pregătea masa în cameră, pe o plită, pe noptieră, cu zarzavat, cu oală, cu tot ce îi trebuia. După miros, cred că făcea un fel de ciorbă, ceva. Într-un hotel inclusiv. Da, în care au 5 mese pe zi. La rândul lor, oaspeții admit că mai pregătesc câte ceva de mâncare atunci când ajung în cameră, deși au mesele asigurate. Când ajungeți în cameră, mai ciuguliți ceva? Mai gustări. Aseară am avut ciorbiță. Ciorbiță de pasăre. Da. Eram obosiți și am mâncat toți ciorbițele de pasăre. Hotelierii susțin că cele mai mari probleme le-au avut cu cei care ajung la mare cu ajutorul voucherelor de vacanță sau cu cei care se află pentru prima dată într-un concediu pe litoral. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.